În contextul violențelor petrecute weekendul trecut în centrul municipiului roman, edilul Leonarda Chiriloaiei a precizat că astfel de acțiuni țin de responsabilitatea fiecăruia, dar și că anumite persoane ar trebui monitorizate și ținute sub control de către autorități, în așa fel încât să nu mai recurgă la astfel de fapte de violență. De ce ar trebui să se întâmple ca asemenea atrocități să nu mai aibă loc în nicio zonă de oraș? Acum știți, ce aș putea eu spune să nu se întâmple înseamnă responsabilitatea, în primul rând, a oamenilor, cei care ajung să facă astfel de acțiuni. Vă dați seama că în Roman sau în altă zonă poate izbucni oricând o astfel de altercație. Într-adevăr, este un lucru neplăcut să se întâmple lucrurile acestea într-o comunitate care, să știți, indiferent de ce s-a mai întâmplat, este o relativ, să zicem, un mic număr de astfel de agresiuni, dar sigur, când apare una și chiar în mijlocul orașului, în miez de noapte, e foarte neplăcut. Sunt anumite persoane care, într-adevăr, trebuiesc ori monitorizate cu atenție, pentru că se pare că în decursul timpului au mai avut poate alte acțiuni de acest gen. De aceea, cred că și o extindere a sistemului de monitorizare este poate veni ca o parte din soluție. Am încercat anul acesta și ați văzut, am achiziționat, din punctul nostru de vedere al administrației publice locale, autoturisme pentru echipajele de poliție, tocmai pentru a putea să facă această deplasare într-un timp cât mai scurt de la un loc la altul, dar aici e chestie de fracțiune de secundă, adică sau de minute. Te deplasezi, dar e posibil ca până ajungi evenimentul să fie. De aceea aici discutăm în special de prevenție, de sisteme de monitorizare și de descurajare. Sigur că am avut discuții, sigur că da, știm aceste lucruri, le dezbatem, le analizăm și cu cei de la Poliția Națională, astfel încât prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, cu echipajele pe care le avem la dispoziție, să ținem sub control și să limităm astfel de evenimente. Reamintim faptul că în noaptea de 18 spre 19 februarie mai mulți tineri, majoritatea minori, au avut o altercație în centrul orașului, chiar în zona primăriei, bătaie în urma căreia unul dintre ei a rezultat înjunghiat.